Bună ziua, bine v-am regăsit la Studio Politic. Eu sunt Anca Suciu. Este o premieră în cele 46 de zile de război. Benjamin Netanyahu confirmă că Israel și Hamas vor încheia un armistițiu, ceea ce va însemna că războiul va intra într-o pauză de 4 zile. Vom discuta imediat despre acest subiect alături de fostul ministru de externe Cristian Diaconescu și avem și ultimele informații. Colegul nostru ni le va aduce imediat, Alin Borcea. Ne uităm și ce se întâmplă pe plan intern însă acum. Știți deja, România a câștigat meciul cu Elveția, iar mirosul victoriei a ademenit politicienii. Loja s-a umplut cu membrii ai guvernului, membrii din Parlament de asemenea și cu premierul României, care între timp și-a amintit că sportul poate fi finanțat. Discutăm de asemenea astăzi la Studio Politic și despre ce presupune propunerea ministrului de finanțe Marcel Boloș, cel care are de gând să premieze românii care vor turna cu ghilimelele de rigoare evazioniștii. Complicată propunere, pentru că nici măcar șeful său de partid nu o susține. Și revenim la informația momentului. Discutăm despre războiul dintre Israel și Hamas. Dacă Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, este alături de noi, vom începe să discutăm. Bună ziua! Mulțumesc că sunteți alături de noi. Haideți să ne lămurim, să punem în context această informație. 4 zile de armistițiu, 4 zile de pauză a focului. Este finalul acestui război? Bună ziua! Nu este finalul acestui război. Este o etapă intermediară, necesară, aproape obligatorie, demersuri foarte serioase ale americanilor, care, instrumentând Qatarul, au reușit să convingă părțile implicate în această criză extrem de complicată să adopte, pe de o parte, măsuri de încetare a ostilităților timp de 4 zile, pe de altă parte, eliberarea a 50 de ostateci de către Hamas și a 150 de prizonieri din Israel. Și, în egală măsură, se discută despre posibilitatea a se continua un astfel de demers, în sensul în care, dacă aceste acțiuni militare sunt oprite de Israel o zi, ar urma ca Hamasul să mai elibereze în continuare alți 10 ostateci și depinde de această evoluție. Totodată se va deschide punctul de frontieră de la Rafah în Egipt și cam 200 de transporturi de ajutoare umanitare ar urma să ajungă spre Fâția Gaza, încă insuficiente pentru că nevoia pe zi de sprijin spre Fâția Gaza este de 800 de camioane cu transporturi umanitare. Domnule ministru, alături de noi este Alin Borcea, jurnalistul Digi24, care a urmărit declarațiile care au urmat acestui acord. Și Hamas a anunțat, de asemenea au fost declarații și dinspre guvernul israelian, guvernul de război. La mijloc știm că stă eliberarea cel puțin 50 de ostatici, sunt persoane rănite și răpite în acel 7 octombrie, în momentul în care gruparea teroristă a intrat în Israel. Care sunt ultimele informații, care sunt ultimele declarații, Alin? Mulțumesc că ești alături de noi. Mulțumesc și eu, Anca, de invitație. Ultimele informații sunt în felul următor. Armistițiul începe mâine la ora 10 dimineața, care este ora Israelului, este și ora României. Atunci ar putea să înceapă și eliberarea ostaticilor. Nu știm încă cine va începe primul, dacă Hamas va da drumul la răpiți, dacă Israel va elibera prizonierii din închisurile de securitate pe care le au. Dar este cert că va avea loc un schimb de prizonieri. Printre acești eliberați, printre acești răpiți pe care Hamas îi va elibera începând cu ziua de mâine, se numără mai ales cetățeni străini. Asta a anunțat Abu Marzouk, unul dintre liderii Hamas care locuiește în Qatar. Este vorba de femei, copii, dar mai ales persoane cu cetățenie străină. Nu a intrat în detalii, nu a dat o listă, dar Daily Mail a aflat cine ar putea să fie printre primii eliberați, anume o fetiță de 3 ani, ai cărei părinți au fost omorâți de Hamas în atacul de la 7 octombrie și a cărei zi de naștere este chiar vineri, vinerea aceasta. Deci ar putea să prindă aniversarea a 4 ani chiar în libertate.
iar CNN a venit și cu detalii din culisele acestor negocieri, care arată cât de dure și cât de complicate au fost ele. Hamas a început să fie de acord cu un posibil acord cu Israelul pe data de 12 noiembrie, deci acum 10 zile. Atunci Hamas a început să dea detalii despre starea răpiților, despre naționalitatea lor, despre identitatea lor. Practic a confirmat ceea ce Israelul bănuia deja, cine sunt oamenii care sunt ținuți în captivitate în fâșia Gaza. Alin, o secundă, dacă îmi permit, vreau să atrag atenția celor de acasă că imaginile pe care le urmărim și noi acum în plasmă sunt în direct și sunt din Gaza. În acest moment, informația este că se bombardează masiv în Gaza. Arestițiul începe mâine la ora 10, ai spus. Până atunci, focul, vedem, continuă. Sunt câteva, te rog frumos, detalii din spre armata israeliană. Ei cum văd întreg armistițiul și strategia lor militară? Pentru că spuneau inițial, Netanyahu a refuzat armistițiul pe motiv că va afecta militar, se vor regrupa cei din Hamas. În primul rând, armata izraeliană nu numește acest lucru un armistițiu, numește o pauză operațională. A explicat Richard Hecht, unul dintre purtătorii de cuvânt ai armatei izraeliene, că un armistițiu implică mult mai mult, implică un acord mai amplu, implică înțelegeri internaționale care sunt legale, trebuie puse pe hârtie. Este doar o pauză operațională, astfel încât să permită eliberarea acelor ostatici. Încă o dată vedem că Israelul face tot ce poate ca să obțină eliberarea acestor oameni care au fost răpiți de Hamas pe data de 7 octombrie. Și ne gândim mai ales că printre acești 50 sunt femei și copii. Știm că sunt copii de câteva luni care sunt în captivitate la Hamas, sunt femei în vârstă, supraviețuitoare ale Holocaustului. Aceștia ar putea să fie unii dintre cei care vor reveni acasă după aproape o lună și jumătate de captivitate groaznică, în condiții la care noi nici nu putem măcar să ne gândim în ce mod au fost ținuți ei acolo în fâșia Gaza. Și revenind la culise, care, încă o dată, cât de dificile au fost aceste negocieri. După ce Hamas a început să dea detalii, să spună că este de acord, să spună unde sunt unii dintre ostate, care este starea lor, nu au mai zis nimic. Nici măcar Qatar, principalul intermediar între Hamas și Israel, nu am mai putut să mai dea legătura de ei. Joe Biden, după ce a vorbit cu Xi Jinping, după acel summit de la San Francisco, l-a sunat personal pe emirul Qatarului și i-a spus, gata, nu mai ai timp, fă ceva, adu-i înapoi la masa negocierilor și fă-i până la urmă să înțeleagă că aceasta este oferta finală. Israelul a votat planul. În acest weekend, în guvernul de război, am văzut că au fost de acord să elibereze 150 de prizonieri aflați în închisurile israeliene, iar ieri Hamas a fost de acord cu acest acord, iar astăzi am aflat că armistițiul va începe mâine la ora 10. Mulțumim, Alin, pentru detalii. Domnule ministru, vin la dumneavoastră să înțelegem puțin negocierile acestea despre care și Alin a vorbit puțin mai devreme. Cum, cine e important? Ce s-ar mai putea negocia astfel încât acest armistițiu totuși să prindă forma unui final de război? Există o presiune internațională extrem de serioasă. În timp ce au loc aceste negocieri, regele Iordaniei se află în Egipt. Și în egală măsură un turneu în acest moment al reprezentanților statelor arabe, atât din Orient cât și din Africa de Nord, la Beijing, la Moscova, și spre statele occidentale, în Franța, în ideea următoare. Fie există un anume proiect de pace pe o perioadă ceva mai lungă de timp, evident, având în vedere mai ales situația persoanelor refugiate, fie statele arabe, cum spune regele Iordaniei, 2 miliarde de musulmani vor cere o rezoluție a Consiliului de Securitate prin care să acuze Israelul de crime de război. Evident, dialogul este cât se poate de complicat în acest moment printre ostaticii, de exemplu, care ar urma să fie de mâine eliberați de către Hamas, se află și 6 cetățeni americani. Deci, ce vreau să spun este că, dincolo de o responsabilitate privind echilibrele de securitate la nivel mondial, există și o problemă strict națională, inclusiv a americanilor, în a-și proteja, în a-și salva proprii cetățeni. Deci, din acest punct de vedere, sunt în desfășurare pe mai multe planuri o serie de negocieri. Semnalul, dacă se va întâmpla, că se poate întâmpla, se poate petrece orice fel de eveniment în orice moment, de mâine, de la ora 10, fiind foarte important în legătură cu, cum spuneam, negocieri pe mai multe planuri.
Mulțumesc tare mult, domnule Diaconescu, că ați fost alături de noi. Vom schimba acum subiectul și mergem mai departe la studio politic. Ne uităm în plan intern, pentru că de când Ciolacu a ajuns la guvern și a trecut de la fapte la vorbe, acum și-a propus să ducă societatea înapoi. Urmăriți și dumneavoastră. Marea noastră problemă este că am avut un stat anchilozat. Un stat care a intrat în niște clișee. Trebuie să reușim să ieșim din aceste cercuri. Și câteodată când dorești să ieși din aceste clișee, vin și niște propuneri bune, dar și niște propuneri mai puțin bune. Numai așa o societate poate merge înapoi. Numai așa o societate poate merge înapoi. Mai există o semnificație importantă. România trece de la fapte la vorbe. România trece de la fapte la vorbe. Și mă bucur, asta se întâmplă acum, pentru că am spus de la început. Acest mandat este despre fapte concrete și realizări economice. Florin Negruțiu, astăzi alături de noi la Studio Politic. Mulțumesc, Florin, ce spui? Bună ziua! Domnul Ciolacu are niște momente în care vorbește liber și atunci mai gafează, dar are și multe momente în care se ține de plan. Și atunci are un comportament în regulă, ca premier și ca viitor candidat la președinție. Am văzut în ultima vreme multe acțiuni pe care le-aș putea cataloga drept electorale ale lui Marcel Ciolacu și cred că este o chestiune de timp până ce colegii lui, avem aici un reprezentant, îl vor nominaliza pe domnul Ciolacu candidat la președinție. Haideți să prezentăm și invitații acestei ediții de Studio Politic. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Gabriel Zetea, deputat al Partidului Social Democrat. Adrian Miuțescu, deputat al Forței Drepte. Bună ziua. Și Emil Dumitru, deputat din partea Partidului Național Liberal. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Domnule Zetea, cum merge societatea asta? De ce nu înainte? De ce tot înapoi? Acum, știți cum e, cu cât vorbești mai mult, cu atât există posibilitatea ca la un moment dat să faci o eroare de exprimare. Se întâmplă astfel de lucru și la cei mai buni dintre oratori. Marcel Ciolacu, în schimb, cred că are un discurs care este apreciat de români, pentru că își măsoară vorbele, nu încearcă să folosească doar fraze meșteșugite prin care să iasă dintr-o încurcătură în momentul în care presa îi pune neapărat o întrebare. De obicei este destul de direct. Acum, sigur, că mai sunt și momente de oboseală și poate că îți mai scapă câte o frază care nu te-ai gândit sensul său că va fi chiar așa, dar asta este inerent. Mai este vreun dubiu în momentul ăsta la PSD că Marcel Ciolacu nu va fi candidatul PSD la prezidențiale? Eu personal nu. Eu personal îmi doresc și este părerea ultramajoritară în Partidul Social Democrat în acest moment, având în vedere mandatul pe care noi îl considerăm ca fiind bun. Deci al lui Marcel Ciolacu, nu aveți niciun dubiu că Marcel Ciolacu nu va fi. El ar trebui să fie candidatul pe care Partidul Social Democrat și, în general, cei care cred în valorile de stânga în România, să-l avem la președinția României. Acum, sigur, rămâne discuția pe care am avut-o în interiorul PSD, că există posibilitatea și să susținem un independent și să modificăm statutul pentru a face din ce în ce mai mică această posibilitate. În ce moment veți formaliza această candidatură? Nu discutăm în acest moment în PSD despre o potențială candidatură, nici al lui Marcel Ciolacu, nici al cuiva. Dar eu vă spun cum văd că se cristalizează lucrurile în PSD în acest moment. E clar că marea majoritate a membrilor de partid îl văd pe Marcel Ciolacu în felul un premier bun, care are o prestație bună, care menține România într-o zonă de stabilitate într-un moment extrem de greu și el va fi judecat inclusiv până anul viitor, până după alegerile parlamentare, va fi judecat după prestația la guvernare. Românii vor vedea dacă au mai mulți bani în buzunare și au o putere de cumpărare bună, vor spune da, e bun de candidat. Dacă nu... Haideți să ne uităm la momentul în care, întrebat de o chestiune extrem de serioasă, dobânzile pe care le plătește România pentru împrumuturi, are o reacție nervoasă Marcel Ciolacu, apropo de cât de apreciat este discursul său, să urmărim. Da, de ce nu întrebați Cătușul? De ce nu ați țipat când a făcut datorii de 9,2% din PIB? Cumva considerați că acele datorii nu le plătește? Va veni vreun prim-ministru sau vreun președinte al României care să spună, doamne, nu vă spărați, eu nu am nicio treabă cu ce au făcut ei. De ce nu n-a văzut România când un inconștient a dus țara în această zonă? Iertați-mă că întreb și eu.
N-am nicio problemă, răspund la orice întrebare. Ăsta este adevărul. Da, acele datorii trebuie să plătim. Și ne-am pregătit și vom bugeta ca să nu ne facem, să nu intrăm, doamne ferește, în capacitate de plată. Și avem și o reacție a lui Florin Câțu pe Facebook însă. Vorbește despre faptul, despre negocierile pe care le-a purtat premierul Marcel Ciolacu pentru pensii, dar am să spun doar concluzia. Citez acum. Eu zic să-l oprim pe Ciolacu. Dacă mai negociază mult, în loc să intrăm în Schengen, ieșim din Uniunea Europeană. Domnule Dumitru, vă întreb pe dumneavoastră acum însă. Apropo de reacția pe care o are Marcel Ciolacu, el acuză guvernarea PNL. Partenerul dumneavoastră de guvernare vă acuză pentru faptul că bugetul de astăzi este atât de împovărat. Ne-am obișnuit cu astfel de mesaje în spațiu public. Din punctul nostru de vedere, Partidul Național Liberal a gestionat cea mai complicată perioadă pentru România, ținând cont și de pandemie, după care criza energetică și apoi războiul. Domnul Ciolacu poate să spună orice. Dânsul este artizanul creșterii taxelor în ordonanța austerității. Domnul Ciolacu a avut în guvernul Ciucă un ministru al finanțelor care a construit un buget prost și s-a văzut lucrul acesta, dând vina pe ANAF, în condiții în care ANAF, condus într-adevăr de Lucian Heiuș, a colectat cu 5,7 miliarde mai mult. Mă scuzați, dar doar ca să facem o lămurire, acum este ministrul de finanțe din partea cui? Lăsați-mă să duc până la capăt. Este din partea Partidului Național Liberal ministrul de finanțe, dar domnul Tuciu a avut o greșeală cu aritmetica. Nu vă contrazic, nu vă contrazic. Dar în acest moment ordonanța austerității a fost scrisă de care ministru? Bun, la cine are prim-ministru putea să gândească niște politici fiscale. Ceea ce pot să vă spun este că decizia politică a Partidului Național Liberal este să nu mai creștem absolut taxe pe ceea ce înseamnă mediul privat. Nu mai trebuie să băgăm mâna în buzunarul oamenilor, oamenilor astăzi, care sunt curajoși. Premierul nu vă spune dacă veți, nu vă întreabă dacă mai măriți taxe, că de mărit le-ați mărit, ați fost acolo. Când discutăm, astăzi Marcel Ciolacu, cu subiect și predicat, acuză guvernarea PNL de faptul că ne-am obișnuit de dualismul ăsta, că până să aibă PSD-ul prim-ministru păreau că sunt în opoziție. De data asta sunt efectiv la conducerea guvernului și așteptăm măsuri care să putem să demonstrăm românilor că o guvernare cu o majoritate confortabilă poate să furnizeze niște soluții. De la ministrul finanțelor PNL așteptați măsuri? De la ministrul finanțelor... Ca să vă împac, să știți că împreună ați crescut taxele. Deci împreună, cum spuneți dumneavoastră, ați băgat mâinile în buzunarele românilor. Și liberalii și PSD-iștii ați semnat aceeași ordonanță a austerității. Acum, întrebarea mea la dumneavoastră este următoarea. Nu sunt deloc simple. Nu sunt văzute așa, sigur, dar eu ca contribuabil le simt în felul ăsta. Domnul Ciolacu spune că domnul Câțu a fost irresponsabil pentru că a angajat împrumuturi pe care trebuie să le plătească un guvern ulterior. Domnul Ciolacu este inconștient în momentul în care crește pensiile cu până la 40%, știind că nu are în acest moment o sursă de finanțare și că va trebui să recurgă la fel ca domnul Câțu la împrumuturi pe care le va plăti la un moment dat un alt guvern? Bun, în primul rând, nu vorbim despre creșterea pensiilor cu 40%, că nu există o medie de creștere cu 40%. Am spus cu până la. Sunt unele pensii care vor crește deci cu până la. Pensiile vor crește între 0 și 80% în funcție de situația personală, calculul personal al fiecărui pensionar, așa cum vor calcula casele de pensii. Apoi, atunci când vorbim despre domnul Câțu, vorbim și despre ministrul finanțelor anul 2020, care a avut un deficit de aproape 10%, adică dublu decât este în acest moment raportat la produsul intern brut, și apoi și în poziția de prim-ministru, adică el a fost în ambele calități. Un premier, Marcel Ciolacu, nu e nici ministrul de finanțe, e primul ministru, iar bugetul va fi propus de către Ministerul Finanțelor, în primul rând. Sigur, aici aș vrea să întind așa o ramură de măslin către cei de la PNL. Să știți că vom fi judecați împreună. Oricât de mult vom avea discuții de astea în contradictoriu politic, rezultatele guvernării vor fi împreună și vor fi împățite împreună între PSD și PNL. Haideți mai bine să ne dăm mâna și să nu uit să discutăm coaliție. Să nu vorbim într-un fel când avem prim-ministru și apoi în alt fel când nu avem prim-ministru. Marcel Ciolacu a spus aceste lucruri. Marcel Ciolacu înainte să aveți Marcel Ciolacu și PSD noi prim-ministru și ați avut următor.
Și acum, în 2020, acum 3 ani de zile, când erați la guvernare cu domnul Câțu, că împrumuturile sunt prea mari. PSD a atras atenția că liberalizați piața energiei mult prea devreme, România nu este pregătită și o să avem un deficit mult prea mare pentru a susține măsurile sociale în acel moment. Nu-l critică domnul Câțu pe actualul președinte a Partidului Național Liberal, ci pe cel care a condus atunci. Și eu nu cred că îl critică doar el, cred că îl critică toți românii, pentru că la un moment dat domnul Câțu era personajul politic cu cea mai mică cotă de încredere în România. Ce spuneți că nu ați criticat pe Dragnea. Să vorbiți și în coaliție și în Parlament, aveți suficient de mult timp. Vorbiți puțin și cu noi. De acord, sunteți de acord cu lucrul ăsta? Puteți să răspundeți la întrebarea pe care v-am pus-o mai devreme. Este premierul Marcel Ciolacu la fel de inconștient ca domnul Câțu în momentul în care angajează o majorare a pensiilor fără a avea sursa de finanțare? Nu. Nu. Dacă în schimb, și vă spun în felul următor, dacă am ajunge la un deficit de 10% cât a făcut domnul Câțu în anul 2020, și doar pentru a crește pensiile, asta este într-adevăr inconștiență. Dar dacă deficitul rămâne în cel angajat cu Comisia Europeană, între 5-6% cât este discutat cu Comisia Europeană, și prioritățile pe care împărțim bugetul este altul, înseamnă că n-am crescut deficitul, n-am făcut împrumuturi pentru a crește pensiile. Anul acesta nu ne-am încadrat în deficit. Nu e limpede că ne încadrăm în cel 5,5% renegociat. Eu vă spun că o să anul viitor va trebui să scădem deficitul până la 3%. Ar fi trebuit. Nicio țară din Uniunea Europeană nu va ajunge la un deficit de 3-4-5. Nu e 3-4-5, e 3. Nu, eu vă spun în felul următor. Va fi un deficit negociat cu Comisia Europeană. Păi dacă România se va încadra în deficitul negociat cu Comisia Europeană, înseamnă că nu e vorba de inconștiență, ci e vorba de nu o bună este adevărat. Nu ar trebui să negociem un deficit. Ar trebui să ne încadrăm. Că ne-am asumat. Dar Italia trebuie să se încadreze. Germania trebuie să se încadreze. Franța trebuie să se statele civilizate doar când nu reușesc să ducă la bun sfârșit o măsură, suntem, dar la măsurile pe care le face bine, piață, nu vă uitați și nu le luați cu copy-paste. Suntem într-o piață comună, pentru că ceea ce se întâmplă în Germania afectează și România și nu putem să rămânem așa că doar ce se întâmplă în România contează. Nu peste faceți tot decât să justificați faptul că sunt probleme. Nu e limpede în acest moment că deficitul nu va fi depășit anul viitor, nu faceți decât să justificați că e în regulă să renegociem faptul că ne împrumutăm suplimentar. Dar nu monopolizăm. Domnul Miotescu este alături doar de noi. Doar un singur lucru. Arbitrul este până la urmă Comisia Europeană. Dacă Comisia Europeană o să spună despre România că s-a încadrat în lucrurile pe care le-a cerut, înseamnă că este o bună guvernare. E destul de simplu. Da? Domnule Miotescu, ce zice astăzi Florin Câțu despre renegocierea PNRR-ului, apropo de această lege a pensiilor, pentru că v-a întrebat Florin dacă este inconștiență din partea premierului și din partea guvernului. Florin Câțu spune că această renegociere înseamnă de fapt, sau această lege a pensiilor înseamnă de fapt creștere automată a contribuțiilor sociale și tăierea pensiilor pentru a reduce cheltuiala cu pensiile ca procent din PIB. Și vreau o explicație din partea dumneavoastră. Cum vede opoziția? În primul rând, ați început emisiunea arătându-ne niște declarații ale domnului Ciolacu. O vorbă românească spune că că păcătosul adevăr grește. Și cu că duce România înapoi și fapte nu vorbe sau vorbe nu fapte. Vă spun sincer, ceea ce am văzut astăzi aici este și motivul pentru care noi am plecat din Partidul Național Liberal și am făcut Forța Dreptei. Noi eram conștienți de ceea ce se întâmplă și se va întâmpla între PNL și PSD. Și eu vă spun sincer că eu am mai trăit în perioada USL-ului un asemenea fenomen care n-am învățat nimic din el, sau PNL-ul n-am învățat nimic din el. De asta eu zic că... Care e fenomenul? Fenomenul este de a da vina unul pe altul, fiind la guvernare, de a nu veni cu soluții, ci de a încerca să faci un ping-pong așa, din dorința doar de a fi la putere. Și creșterea salariilor profesorilor? În sezon electoral, nu? Pe care nu ați reușit să o faceți, la un an vă distanță... referați în 2028, da, 2008, nu? După care a venit criza și a trebuit să tăiem toate salariile cu 25%. Sigur, trebuia învățat din acele greșeli sau ce s-a întâmplat atunci. De aceea eu cred că tot ce se întâmplă astăzi
demonstrează că cei care sunt azi la guvernare n-au învățat nimic din ceea ce s-a întâmplat în guvernările trecute. Iar acum nu asistăm, de fapt, domnul Ciolacu încearcă să-și explice, deși e după 2 ani la guvernare. Dânsul nu este acum venit doar de câteva luni. Domnul Ciolacu și PSD-ul e la guvernare venit de acum 2 ani de zile. Deci tot ceea ce s-a întâmplat, inclusiv bugetul pe anul 2023, a fost făcut de către un ministru PSD și de către PSD la guvernare. Eu am o curiozitate și adresez întrebarea și reprezentantului PNL și celui PSD, dacă sunt bani pentru întreaga creștere a pensiilor în 2024. Vă propunem să ne răspundeți, să ne dați răspuns la această întrebare după o scurtă pauză. Când revenim, pentru că trebuie să luăm acest moment de pauză, ne uităm și înspre ce se întâmplă la 2 vămi din România. Acuzații de corupție, s-a descins în forță, se fac verificări, s-ar fi dat șpagă pentru a trece frontiera și totul în contextul în care, în 2 săptămâni, undeva pe acolo, România renegociază, rediscută posibilitatea de a fi acceptată în Schengen, punem în context, revenim cu explicațiile imediat. Am revenit la Studio Politic. Florin, adresai o întrebare. Sunt sau nu sunt bani în 2024 pentru pensii? Da, aș aprecia dacă ați putea să răspundeți, domnule Zetea, cu da sau nu. Da, sigur că sunt. Mulțumesc. Bani. Sigur că sunt. Luna viitoare vine bugetul în Parlamentul Mulțumesc. României, propunerea de guvern, o să vedeți exact sursele de finanțare luna să viitoare. Vedem ce răspunde la întrebarea asta reprezentantul PNL. Sunt bani pentru indexare, pe ceea ce înseamnă creșterea sustenabilă a pensiilor. PNL în coaliție a susținut că e nevoie să existe o discuție tehnică de unde sunt sursele bugetare pe care guvernul vrea să le plătească și pentru pensii. Sunt sau nu sunt bani în 2024? Domnul Boloș, ministrul PNL a finanțelor, vă dați răspunsul. Haideți, vă rog frumos, să putem să avem un dialog. Nu știu cui pune întrebarea. Știți că agresivitatea dumneavoastră din platou nu înseamnă că sunteți mai buni sau mai pregătiți. Da? Deci, întrebarea asta trebuie să o adresați ministrului PNL. Cert este că doamna ministru a muncii sau nu sunt bani în 2024 pentru indexare, cu siguranță, iar pentru ceea ce 13,8, iar pentru ceea ce înseamnă o creștere sustenabilă, am susținut și Partidul Național Liberal are un mandat politic în acest sens. Să nu se mai să nu mai existe creșteri de taxe și impozite către mediul privat și să existe o reformă a statului. Deci mi-ați răspuns, sunt sau nu sunt? Da sau nu? În momentul de față așteptăm să vedem cum se va construi bugetul și abia atunci vă pot spune legat de creșterea pensiilor. Eu zic că nu sunt în momentul ăsta bani pentru mărirea pensiilor. Sigur, dacă vor mări taxele și impozitele în anul următor, e posibil soluții să existe. Dacă vor tăia cheltuielile statului, cheltuielile guvernului, dacă vor face o reformă la nivel administrativ, da, putem, numai că în momentul ăsta, după părerea mea, nu sunt bani și încearcă doar să fie doar o promisiune electorală. Da, vă propun să nu, frază. Nu, vă propun să vorbim acum despre Schengen, da, vă rog tare mult să ne permiteți și nouă să PSD ne ținem emisiunea. Vorbim și despre Schengen, este un plan la fel de important, este un proiect de țară pe care România nu reușește să-l ducă la bun sfârșit și din nou avem o declarație politică. Veți urmări dumneavoastră, veți trage concluziile cât de dură e, cât de politicianistă e și cât nu este. Este vorba de Rareș Bogdan. Este prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal și el susține că în acest moment Austria se comportă ca pe vremea când era Imperiu și comite un abuz asupra românilor și asupra bulgarilor și mai amenință că și românii ar putea controla la sânge camioanele austriece de teama migranților ilegali. Îl ascultăm. Îi dau o veste proastă cancelarului Nehammer. Austria nu mai este imperiu. Au trecut vremurile când împărăteasa Maria Tereza le-a pus ciobanilor români taxe așa de mari încât i-a alungat din Transilvania lor peste munți în Valahia. Ungaria are miliarde de euro suspendate din cauza nerespectării statului de drept. Polonia la fel. Austria a scăpat când exact Comisia Europeană, gardianul tratatelor, ar trebui să-i ceară despăgubiri.
În cazul unui vot negativ al Austriei, cer respectos statelor membre Schengen să-și dovedească respectul și susținerea pentru România și Bulgaria. Dovadă de bună credință. Și sigur, românii și bulgarii ar putea controla la sânge camioanele, mașinile mici și trenurile austriece, ca nu cumva să se strecoare migranții legali prin intermediul statului austriac. Domnule Dumitru, să înțelegem în acest moment dacă PNL mai luptă pentru aderarea României în spațiul Schengen. Pentru că noi ne-l amintim pe președintele Klaus Iohannis, care a spus că, atenție, înspre ce ne dorim să mergem, pentru că spațiul Schengen aproape nu mai există. Este o asumare a României. Suntem datori să luptăm, să vedem în Consiliul JAI ce se va întâmpla în 5 decembrie. Practic, România este pregătită tehnic de aderare de aproximativ 10 ani de zile. Acum nu înțelegem nici comportamentul cancelarului austriac, pentru că pe de-o parte îi place în Uniunea Europeană și îi place să respecte doar anumite reguli din Uniunea Europeană și pe de altă parte îi place de gazul rusesc. Aici este o chestiune care, din punctul nostru de vedere, ar trebui să o tranșeze și Comisia Europeană. Bun, dar strategia politică a PNL care este? Cea a președintelui? Schengenul aproape că nu mai există? Sau cea lui Rareș Bogdan? Vom merge în continuare, dar președintele României niciodată nu s-a exprimat că nu-și dorește ca România să adere la spațiul Schengen. Doar la acel moment a spus că este bine să ne așezăm din nou la masă cu toate statele care la acel moment se opuneau, să găsim soluții. Dar desfința orice speranță că vom mai adera la Schengen anul acesta. Eu cred că trebuie să continuăm acest parcurs. Este un drept legitim al României și din punctul ăsta de vedere, indiferent de familia politică din care facem parte la nivelul Parlamentului European, să facem mai mult și inclusiv la nivelul de politică externă, cred că ar trebui să facem niște discuții absolut legitime, pentru că Austria nu are nicio justificare tehnică, practic e doar o voință politică a unui cancelar care nu înțelegem chiar care este. Dacă Rareș Bogdan este serios în discursurile pe care le face în Parlamentul European, ar putea foarte bine în interiorul PPE, în interiorul Partidului Popularilor Europeni, să se ia decizia, dacă nu se respectă o decizie luată în cadrul grupului din care face parte și Partidul Național Liberal, să-l excludă pe Nehammer din PPE. Domnule, pentru că restul partidelor socialiste și guvernele conduse de către partidele socialiste din Europa, dacă n-aș fără cunoaște, nicio excepție, dacă n-aș cunoaște istoria PSD în regimul Dragnea, nu se opun intrării în România, dar niciun când familia politică a socialiștilor faceți asta, s-a discutat despre excluderea PSD, insistați la PPE să-i spune lui Nehammer, ori votez cu România, ori dacă domnule nu vă dăm Zeta, afară pe la voi. La anul sunt alegeri europarlamentare. Chiar și PSD-ul contează mai mult decât Partidul Dragnea, Național Liberal? PSD, okay, când era condus de Dragnea, a avut o discuție fix pe acest subiect. Nu e așa de simplu de exclus un partid dintr-o familie politică europeană. Nu suntem în 2017, da. Suntem în anul 2023, iar dacă PPE, familia politică din care face parte Partidul Național Liberal, ar pune mai multă presiune în mod tranșant pe domnul cancelar Nehammer, poate că lucrurile s-ar rezolva mai ușor. Astăzi în Parlament a existat un proiect de lege 474 formulat de un coleg de-al meu, care spunea să permită Parlamentului României să impună guvernului sancțiuni pentru Austria sau alte țări care se opun aderării României la Schengen. Cele două partide, și PNL și PSD, au votat împotriva acestui proiect. Deci eu nu cred că ceea ce spun colegii mei este adevărat și e într-adevăr susținut. Dar iar se comportă Austria ca un imperiu? Haideți să luăm, pentru că l-am ascultat pe Rareș Bogdan. Se comportă Austria ca un imperiu? Tratează românii ca pe ciobani cărora trebuie să le pui taxe? Acum e forțat să spui că ne tratează ca niște ciobani. Rareș Bogdan a făcut o declarație politică încercând pe undeva să se scuze de neputința de a reuși să rezolvăm această problemă anul acesta. Și probabil că e conștient că nu se va rezolva aderarea la Schengen anul ăsta și atunci a zis că hai să mai dau un discurs în Parlamentul Domnule European. Domnule Dumitru, e o încercare a lui Rareș Bogdan de a prinde din filonul acesta naționalist, nu, care pare departe, sedus de aur în 2024? Nici pe departe. La nivel de politică externă, Partidul Național Liberal, de-a lungul timpului, a demonstrat că are oameni care să facă
lucruri bune pentru imaginea României. Rareș Bogdan se referă strict la un comportament abuziv al unui cancelar, pentru că nici partidul de guvernământ din care face parte domnul cancelar nu crede în ceea ce spune domnul cancelar. E clar că trebuie să facem toți mai mult în această perioadă și să convingem Austria, pentru că este frustrant să vedem că Austria are investiții strategice în România și România se comportă absolut onest cu investitorii strategici din România, ai Austriei, să-i convingem să ne respecte dreptul. Nu le cerem să ne facă nicio favoare. Pur și simplu. Ideea e că sunteți colegi. Colegi în familie europeană. Zetea, adică aveți până la urmă cea mai importantă și ingrată, recunosc, inclusiv în PPE. De data aceasta trebuie să lăsați pe domnul Zetea să răspundă. Vreau să știu și opinia dumneavoastră dacă acest mesaj al lui Rareș Bogdan, în termeni mai duri, e unul pe care România să și-l asume? Sau e o reacție politică, electorală, un calcul cinic pentru 2024? Ce face Rareș Bogdan? Eu nu pot să intru în mintea lui Rareș Bogdan, că Rareș Bogdan una spune săptămâna asta, una spune săptămâna viitoare. Tot ceea ce ține, de exemplu, de Partidul Social Democrat am făcut. Ne-am întâlnit cu socialiștii austrieci. Personal am fost șeful delegației aici în Parlamentul European, unde am primit de la fiecare partid membrii ai Parlamentului austrieci, în care am vorbit despre asta. Președintele Austriei este de partea României. Marea majoritate a celor cu care am vorbit sunt de partea României. Vorbim despre o persoană particulară care, sigur, îndeplinește una dintre cea mai importantă funcție în Austria, cancelarul Nehammer. De aceea am spus că decizia poate să fie doar una politică. Tehnic, România îndeplinește toate criteriile, clar. Dar mai sunt speranțe pentru ședința din decembrie. Aici vreau un răspuns. Din nou ridicăm nivelul de așteptare, speranțele românilor cresc ca mai apoi să fie dezamăgiți de ședința din decembrie. Sunt șanse reale ca România să ajungă în Schengen? Nehammer e tot acolo. Anul viitor sunt alegeri europarlamentare, nu vom mai vorbi despre un Consiliu Jai cu șanse importante pentru România de a intra în Schengen. Deci e clar ultima șansă pe care o avem acum în decembrie. Mai mult, România are sprijinul Comisiei Europene de a ataca pe dreptul european, de a ataca Austria pentru a cere despăgubiri. Dar nu facem de unii singuri, ci parteneriat fiind cu Comisia Europeană. Dar decizia este se tot poate politică. Dovedi un și proces îndelungat de asemenea. Puneți-l pe Nehammer în situația în care ori votează cu România, ori este dat afară din PPE. Și poate că o să se răzgândească. Și luăm din nou o scurtă pauză, revenim cu imaginile de la meciul de aseară. A fost hemoragie, infuzie, nu știm cum să explicăm, dar oricum loja a fost plină ochi de parlamentari. Mirosul victoriei a sedus imediat pe politicieni și s-au fotografiat acolo, îi urmărim imediat, analizăm, ne întoarcem. Bucurie mare aseară, s-a umplut stadionul și de politicieni, vă spuneam de mirosul victoriei care a ajuns repede la politicieni și evident că ne-am uitat la principalii lideri politici și mai ales la Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, i-ați văzut mai devreme în imagini, pentru că sunt tot felul de zvonuri și se vede în imagini că se pregătesc pentru campania prezidențială din 2024. Cu acest prilej, Marcel Ciolacu și-a amintit de sportul românesc, să știți, și spune că a venit momentul să ne asumăm ca și statul român, guvernul României, să se implice direct în finanțarea academiilor de fotbal, Florin. Da, cred că statul român ar trebui să facă mai multe pentru sportul de masă și pentru copii, pentru că este o chestiune și de sănătate publică, în definitiv. Este foarte ușor să tratezi, este foarte greu să previi. Noi vorbim foarte puțin de prevenție în România. Ori sportul are tocmai capacitatea asta de a preveni obezitatea, diverse boli. În școală nu se prea face sport. Sportul se face în condițiile în care părinții plătesc în România. Majoritatea părinților care au copii la un club sportiv plătesc pentru echipamente, pentru antrenamente, pentru cantonamente. Nu v-ați gândit la un sistem, pentru că aveți inițiativă legislativă, fiecare dintre dumneavoastră. Nu v-ați gândit la un sistem prin care ori firmele, ori statul să acorde deduceri pentru părinții care își duc copiii la sport după școală?
Dacă e să răspund eu, eu știu că există deja inițiativă în Parlament depusă de colegi de-ai mei liberali, cred că împreună cu socialdemocrați. Eu cred că mecanismul în care statul să nu mai vină să financeze, ci mai degrabă să acorde niște facilități fiscale, este absolut o măsură și un mecanism serios pe care îl deci putem aveți și o lege prin care... Este un proiect de lege, din câte știu eu, la Senat depus, pe un astfel de mecanism de crearea unor facilități fiscale către mediul privat, către antreprenori, pentru a veni în zona asta de sport de masă, cât privește povestea cu academiile de fotbal, din punctul meu de vedere, fiind niște afaceri eminamente private, cred că statul mai degrabă, decât să financeze și să fie acuzat că finanțează discreționar anumite obiective de investiții, mai bine să lase privații să investească, creându-le un cadru legal în care să se poată și manifesta fiscal. Domnul ministru, n-am cum să nu mă gândesc la faptul că în timp ce acest proiect e de ceva vreme în Parlament și spuneți, sau verbal, partidele de la guvernare susțin sportul românesc, în practică, ordonanța austerității a crescut TVA-ul pentru sport. Bun, acum, ca și principiu, sigur că statul trebuie să acorde facilități părinților care își duc copiii la sport și statul să investească aproape exclusiv în infrastructură. Pentru că doar având infrastructură sportivă la nivel de bază, cu adevărat vom putea să avem selecții, un cadru mai larg de selecție pentru fiecare sport în parte. Altfel, și asta este investiție pe termen lung. De aceea, autoritățile locale sunt cele care trebuie să se ocupe prin programe naționale de investiții în infrastructură, lucru care se întâmplă, se fac astfel de investiții prin Compania Națională de Investiții în continuare și se fac baze sportive, se fac săli de sport, stadioane care se repară în acest moment în România și asta trebuie să fie în primul rând aportul statului. Iar apoi, la nivel personal, sigur că sunt în acest moment foarte multe cluburi sportive de stat care sunt finanțate cheltuielile copiilor cu participarea la diferite concursuri, competiții, uneori chiar prea mult, pentru că poate e prea mult investiția într-un singur copil și în loc să se împartă într-o bază mai mare. Din punctul ăsta de vedere, sigur că orice legislație este perfectibilă, dar eu, ca și în principiu, asta vă spun. Statul investește în infrastructură, iar apoi acordă facilități părinților care își duc copiii la sport. Jucătorii naționalei vin mai degrabă din academiile private. Corect. No, fotbalul e total adică diferit față de finanțarea celelalte sporturi. Asta de care vorbiți, în realitate, nu se vede. Deci nu comparați sub nicio Agenția formă ce se întâmplă în fotbal cu ce se întâmplă în handball. Doamna Lipa a vorbit despre faptul că finanțarea este insuficientă. A primit undeva în septembrie 30 de milioane de lei și a spus că mare parte din acești bani merg înspre federații. Poate o întrebare Corect. De ce avem atât de multe federații pentru foarte multe domenii, pentru foarte multe sporturi care real nu ajung să facă performanță. Domnul Miulțescu, am nevoie da. Și de dumneavoastră un răspuns. Pe de altă parte, noi de acum, dacă vorbim de fotbal, să finanțăm academiile de fotbal, nici fotbalul acesta, chit că ne place, ne uităm, îl urmărim, nu ajunge la performanța pe măsura finanțărilor. Eu nu-l cred pe domnul Ciolacu că va face ceva efectiv sănătos pentru asta, pentru că TVA-ul mărit la 19% a dat un răspuns la cât de mult se dorește lucrul ăsta. Dar administrațiile locale finanțează fotbalul. Apropo de cluburile de fotbal, există foarte multe consilii locale care finanțează echipele de fotbal locale, care sunt în divizia națională, divizia. Deci, din punctul ăsta de vedere, există o finanțare de la stat prin administrațiile locale. Eu cred totuși că cea mai bună soluție de finanțare ar trebui să se îndrepte către cluburile sportive școlare. Care au fost desființate. Care au fost desființate și care ar fi o soluție de a rezolva de la școală și sănătos să reușim suntem copiii sceptici, să vedem, fie... Să o vedem și pe asta, dacă într-adevăr ajungem de la fapte la vorbe. Aș vota așa ceva pentru... Sau de la vorbe la fapte de data aceasta. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Studio Politic. Am ajuns la final. Din păcate, ultimele și cele mai recente informații vin din Gaza, acolo unde sunt bombardamente masive despre tot ce se întâmplă acolo, inclusiv despre armistițiul de 4 zile pe larg. La știrile zilei de la Fix vă reîntâlniți cu Teodora Tompe și Valentin Chisoceanu pe curând.